Primăria Băile Herculane este pregătită să preia licența de exploatare a apelor termale din stațiunea de pe Cerna. Autoritățile locale au obținut avizele necesare de la Mediu, de la Apele Române și de la Cultură. Acum așteaptă doar ca aleșii județeni să renunțe la dreptul de preemțiune deja exprimat. S-a făcut în cadrul Primăriei Băile Herculane o ședință cu toți agenții economici care sunt beneficiarii de apă termală și am hotărât la unison acord că apele trebuie să rămână ale orașului. În acest sens am demarat toate procedurile specifice, am contactat o firmă, am făcut perimetrele din jurul izvoarelor, am contactat firma să ne facă documentația pentru a fi obținut licența din cadrul ANRM-ului. Și acum este în derulare. Ele sunt pe teritoriul orașului, nu sunt la județ, nu sunt la ăsta, avem capacitatea financiară, avem tot ce ne trebuie ca să putem gestiona aceste ape termale. Și ceea ce ține primăria orașului va face toate demersurile necesare în vederea obținerii licențelor apelor termale. Și în momentul de față, operatorii de turism sunt afectați? Care e situația lor? Da, în fază au fost afectați, dar mai există 4 licențe pe raza orașului de unde se pot aproviziona cei care erau beneficiari înainte de apă termală de la licența dată de către SC Hercules. Procesul pare să fie unul de durată, iar stațiunea este dependentă total de apele termale, sistarea furnizării punând în pericol zeci de hoteluri și pensiuni. Proprietarii acestora se descurcă cum pot pentru a nu-și pierde clienții, mai ales că se apropie deschiderea sezonului. Afectează pe toată lumea, dar noi avem o soluție de backup, pentru că înainte de a avea o rețea, am creat această apă cu recipiente cu cisternă, pe care o folosim și în momentul de față. Nu putem periclita turiștii care vin pentru tratament să nu aibă apă termală. Este unul din factorii curativi importanți și atunci am apelat la vechea metodă și aducem și în momentul de față apă. Sunt costuri, într-adevăr, suplimentare, dar încercăm să le depășim pentru bunul confort al turiștilor noștri. E o soluție pe termen lung sau nu? Nu depinde de noi, din păcate. Sperăm să fie pe termen cât se poate de scurt. Cred că este o situație neplăcută pentru toată lumea. Nu cred că este cineva de vină în afară de sistemul legislativ din România. Fost operator, cel care a deținut licențele, a pierdut. Nu s-a mai prelungit licența, este un semn de întrebare, pe două dintre perimetre care ne afectează în mod direct. Nu considerăm că este vina dânsului, din contră, noi am avut o colaborare foarte bună cu fost operator care a deținut licența. Autoritățile locale încearcă acum să găsească o soluție, dar totul este în spiritul și litera legii. Pe asta că stațiunea a pierdut momentan unul dintre operatorii de licență pentru exploatarea apei termale, aceasta urmează să fie reatribuită. Noi deținem propria sursă de apă prin care alimentăm cele două hoteluri ale companiei din Herculane. Mai mult, pe lângă licența și sursa noastră de apă, mai există și alți 3 deținători de licență. Astfel, turiștii pot beneficia în continuare de terapii cu apă termală în mai multe locații de capacitate mare, iar tratamentele în acest moment nu sunt întrerupte. Sursa noastră deține un debit destul de mare pe care le exploatăm parțial și la care am fost deschiși să cuplăm și alte unități turistice, proceduri ce au fost deja demarate. În acest context, suntem siguri că sezonul de vară va fi unul care va decurge normal. Apele termale curg liber în Cerna. Nu necesită o investiție extraordinară, dar binefacerile lor trebuie să ajungă la turiști. Consumatorul final al acestor ape binefăcătoare din Herculane sunt turiștii. Sigur că suntem afectați și noi, toți agenții economici din oraș care folosim aceste ape termale în beneficiul turiștilor. Neavând apă termală, stațiunea nu se poate dezvolta. Este foarte logic, foarte simplu, doar că de 30 de ani aceste ape termale au încăput pe mâinile unora care n-au nicio legătură cu stațiunea. Nu sunt născuți, crescuți aici, nu au business-uri în Herculane. Nu îi interesează, pur și simplu au fost lăsate de izbeliște, izvoarele curg în Cerna, turistul nu are apă termală, agenții economici din oraș suferă, rând pe rând cei care au venit au exploatat la maximum potențial economic cu prețuri fabuloase. Nu e posibil să fie prețuri de dumping unde n-ai ce să faci, ești la mâna lor.
De asta, în prezent, atât noi, agenții economici din Băile Herculane, cât și tot Consiliul Local, în unanimitate de voturi, au hotărât ca apele termale să rămână în administrarea primăriei a Consiliului Local Băile Herculane, în folosul cetățenilor orașului și a turiștilor care vizitează stațiunea Băile Herculane. În perioada asta sunt oarece probleme, pentru că se schimbă licența, practic, de la NRM, iar primăria... În câtva timp o să rezolve problema. Ape termale avem la Herculane, nu sunt singurile izvoare care sunt neconcesionate. Colegii noștri, deci ape termale avem, inclusiv Cădițe sau, dacă vreți, pe lângă Cernă, acolo e la liber. Noi vorbim cadrul organizat, da? Deci în aprilie toată lumea o să dea drumul la turiști și până atunci cred că se rezolvă problema cu apele termale. Până una alta, turiștii care ajung în stațiune se bucură de apa termală gratuită de la cădițele de pe malul Cernei. Suntem din Republica Moldova, orașul Chișinău, și am venit în vizită la dumneavoastră să ne odihnim, să primim plăcere de la apele care le aveți, bogăția voastră. Dacă am zona, e cam de lăsat, așa, de lasă de dorit, cam e murdărică. Cam... În Afrodita, în hotel Afrodita, e minunat, e bine, e curat, ne hrănesc bine, tot e ok, dar mai savurăm și de bazinul care îl aveți din natură. Cum e apa? E superbă, e bună, e minunată. E tratamentul îl vedem pe parcurs de acum, că nu putem spunem la moment. După ce treci timpul, vedem care este rezultatul la tratament. E superb, după părerea mea, e bine. Deși lasă de dorit curățenie, dar asta e. Ar fi fost mai bine eu să fie o bază din asta la hotel? La hotel este, deși e cu plată, dar aici e gratis și e bine. Face bine apa? Sperăm. Renunțarea la dreptul de exploatare a apelor termominerale de către Consiliul Județean Cara Severin urmează să fie supusă la vot în viitoarea ședință ordinară a forului deliberativ.